Din acest motiv, am ales pentru dumneavoastră o piesă romană deosebită, prezentată în premieră. Este vorba de... un coif roman, parte a unui armament defensiv, probabil a unui legionar roman, pentru că pe lângă această piesă s-au descoperit și alte piese aparținând armament militar. Un coif cu două ranforsări, coif care probabil după primul război daco-roman, aceste ranforsări au fost inventate tocmai de a atenua loviturile mortale ale falsurilor dacilor. Pentru mai multe amănunte, am să rog pe colega noastră de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Mariana Igri, să ne spună mult mai multe lucruri. Mulțumesc! După cum ați observat deja, dacă ați avut ocazia să vedeți obiectul în sine, este o piesă deosebită. Este una dintre cele mai importante piese de echipament militar roman descoperită în Dacia în ultimii, poate, 50 de ani. Împreună cu celelalte artefacte care au intrat în colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. După cum spunea domnul director, piesele au fost descoperite în anul 2000, uitate în colecția muzeului în anul 2016. Erau în stare foarte proastă și au fost supuse unui lungat și complex proces de restaurare, pentru care aș vrea să-i mulțumesc în special colegului Dan Andier, care este pe aici undeva, și care a făcut o muncă minunată. Datorită lui putem să vedem cum arătau aceste piese, nu ați avut ocazia să vedeți în ce hal arătau când au ajuns în muzeul din Alba. Am ajuns în faza în care piesele sunt în curs de analizare. Ce pot să vă spun? Câteva cuvinte despre morfologia acestui coif. Piesa de față este aproape completă. Lipsește doar obrăzarul drept, precum și o mare parte din ornamentele din alamă, un material care în antichitate se numea oricalcum și era aproape la fel de valoros ca și aurul și argintul. În rest, colegul Dan Angel a reușit să recupereze practic întreaga piesă. Coiful a fost confecționat din tablă de fier, fiecare piesă componentă fiind realizată separat prin decupare și apoi prin forjare la cal, modelare. Ornamentele de tablă de alamă au fost fixate cu ajutorul unor nituri sau prin ștanțare direct pe tablă. Coiful constă dintr-o calotă semisferică cu decupaje laterale pentru urechi de formă ogivală. Calota a fost întărită cu două, după cum am observat, cu două bare apatizate din fier, încrucișate și fixate la capete cu niduri tot din fier. O apărătoare frontală se poate observa pe calotă, de forma unei bel semilunare, care a fost fixată de această dată cu nituri de alamă, perpendiculară. Scopul acestei benzi era să protejeze purtătorul de loviturile transversale la față. Deasupra acestei benzi de protecție, trebuie să vă apropiați foarte mult ca să observați, calota este decorată cu o pereche de ochi alungiți, foarte stilizați, o moștenire despre care vom vorbi un pic mai încolo, o moștenire de tradiție celtică. La această dată, ochii sunt mult mai stilizați decât versiunile celtice, pe care le voi arăta ceva mai încolo. Acest ornament, acești ochi stilizați, au fost realizați prin ștanțare, pe tabla încălzită. În partea din spate a calotei este o altă bandă mult mai lată, de asemenea de formă relativ semilunară. Această apărătoare de ceafă se numește. Este de asemenea decorată cu o linie vărurită realizată prin ștanțare. Este un element care permite cercetătorilor, unul din elementele care permite cercetătorilor să dateze acest tip de coifuri, pentru că această
variantă, așa numită variantă Weissenau, evoluează în cursul unui secol, aproximativ un secol și jumătate, în ceea ce privește elementele de protecție. Din cele două brăzați s-a păstrat doar cel stâng, care are doi lobi laterali asimetrici și o bordură marcată printr-o nervură. Inițial, această bordură a fost îmbrăcată în tablă de alamă, din care s-a păstrat foarte puțin. De asemenea, pe o brăzare, pe fiecare brăzare, au fost trei butoni. Pe cel stâng s-a păstrat doar unul dintre acești butoni de alamă. Iar acești butoni au fost inițial, acum nu se mai observă, pentru că au fost foarte prost păstrați, datorită acțiunii solului. Acești butoni, la origine, au fost decorați cu pastă de sticlă de culoare roșie. Sunt foarte puține coifuri descoperite cu acest ornament, să zicem, emailare. Acest ornament de emailare în întreaga Europa. Există doar vreo 3 sau 4 exemplare cu decorul roșu, de emailă roșu intact. Noi, în această situație, avem doar soclul, așa se numește acest buton, doar soclul de alamă. Poate că odată și odată muzeul va reuși să obțină o replică, să realizeze o replică pe care să fie reconstituite toate aceste elemente ornamentale. Pentru că acest ansamblu de ornamente este foarte rar pe corpurile Weissenau. După cum spuneam, niturile, o serie de orificii, precum și resturile de alamă, care se observă aici și acolo, pe caloturi și pe elementele de protecție, indică locația inițială a unei serii întregi de ornamente, constând din benzi, rozete și butoni, toate aceste elemente fiind confecționate din alamă. Este un sistem de decorare foarte rar. Trebuie să vă spun că, în general, deși regionalii primeau acest echipament de protecție, împreună cu restul armamentului, decorarea lor era o materie de gust. Da? Deci unii legionari își permiteau și doreau să facă decoruri suplimentare, să-și decoreze suplimentar aceste coifuri. Alte coifuri sunt mult mai simple și o să vă arăt câteva exemple mai încolo de coifuri care au fost decorate suplimentar, deci față de, să zicem, standardul epocii, care nu includea foarte multe elemente decorative. Sunt câteva coifuri care sunt decorate în special cu aceste elemente de alamă. Trebuie să vă imaginați că atunci când era nou, aceste elemente strălucesc aproape la fel ca și aurul. Și în plus, aceste, o parte din aceste elemente, în special butonii și rozetele, sunt suplimentar decorate cu pastă de sticlă roșie. Ups, cum ai văzut acolo? Înapoi. Mai? Aici. Din punct de vedere tipologic, coiful nostru aparține unui tip numit Weissenau, după o piesă omonimă descoperită într-o localitate, într-un sat, actualmente aparținând orașului Mainz. Dar este vorba de varianta Hebron. Mai du-te un în spate. Aici. Da? Deci, practic, coiful acesta aparține variantei Hebron, cea din stânga, care de asemenea este decorată cu foarte multe elemente din alamă și aici sunt și câteva inserții de argint, prost păstrate. Acest tip mai este cunoscut în special în literatura anglosaxonă și sub denumirea de tip imperial galic, varianta G. Primele variante de coifuri Weissenau au apărut la sfârșitul perioadei republicane, ca un hibrid tehnologic și funcțional între mai multe tipuri de coifuri care au fost inițial create în peninsula italică, împrumutând o serie de elemente de origine vest și est celtică. Astfel, la originea tipului Weissenau stau tipurile de coifuri de bronz, ajan, cel din stânga sus, și port, cel din stânga, din dreapta sus, dar și coiful de fier est celtic, așa numit est celtic, tipul Novo Mesto, din care aceasta este piesa celebră și care dă numele tipului. Sunt mai multe variante, inclusiv o piesă din Dacia care încă nu este publicată. Acestea sunt tipuri de fier. Meșterii, artizanii din nordul Italiei combină aceste elemente, preluând forma calotei,
precum și forma obrăzoarelor din mediul vest, central vest european, precum și elemente tehnologice folosite la crearea vaselor de bronz în Italia centrală și sudică. Iar toate aceste elemente contribuie la crearea unei noi versiuni de coifuri, care este folosită deja în perioada republicană târzie. Artizanii din nordul Italiei, dar și din zona centrală alpină, ceea ce este în ziua de astăzi platoul elvețian și Austria, o parte din meșteri fiind celți, lucrând pentru armata romană, creează în secolul 1 ante două tipuri noi, experimentale de coifuri, respectiv tipul Coolus și tipul Hagenau. Sunt niște descoperiri foarte rare, sunt foarte puține piese de acest gen, pentru că erau faze experimentale. Ambele tipuri au fost create undeva, ori pe platoul elvețian, ori în actuala Austrie. Se presupune, teoria cea mai recentă propusă de profesorul Feger, este că ambele sunt creații ale unor meșteri celți, din celtica, să zicem, alpină europeană, care lucrează, este o zonă celebră deja din secolul 3 ante, pentru meșteșugul prelucrării metalului. În secolele 21 ante deja sunt faimoși pentru prelucrarea fierului, pentru forjarea unui tip de fier, de practic de oțel, de foarte bună calitate, iar ei creează aceste variante de coifuri. Armata lui Iulius Cezar preia aceste tipuri de coifuri care sunt mult, mult mai bune și mai ușor de produs decât coifurile originale italice. Și cel puțin la asediul Alesiei și în campaniile Iulius Cezar în Galia, aceste tipuri de coifuri sunt folosite. Foarte puține, v-am spus, s-au păstrat. Cel din stânga, tipul Colus, care este acum la British Museum, este practic, a fost descoperit în secolul XIX la Alesia. Următor. Tipul Hagenau este, de fapt, să zicem așa, tehnologic și funcțional, strămoșul tipului Weissenau, care duce mai departe la coiful din colecțiile muzeului din Alba. Da, aici aveți un exemplu de tip Hagenau târziu. Deja începe să arate ca formă, sigur, piesa pe care o avem aici, care este din, de la muzeul din Worms, îi lipsesc obrăzarele. Începe să arate destul de mult aproape de coifurile Weissenau. Cele mai timpurii variante de coifuri Weissenau arată toate elementele preluate de la alte coifuri anterioare, respectiv calota semisferică, obrăzarele foarte mari cu lobi asimetrici și acea apărătoare de ceapă, care încă este oblică în fazele mai târzii, în secolul 1 post, acea apărătoare de ceapă se mărește și este la aproximativ 90 de grade față de bordura calotei. Probabil că observați, este cel mai celebru, cel din dreapta, este cel mai celebru tip de coif Weissenau din buliu, care încă are acei ochi de origine celtică în partea frontală, în stilul, să zicem, clasic celtic. Nu sunt încă foarte stilizați. Dacă vă uitați la acest coif, și vom mai uita încă câteva, ochii aceștia se alungesc și devin din ce mai stilizați. La un moment dat, în secolul, la începutul secolului 2 post, arată mai degrabă ca niște aripi de înger decât ca niște ochii. Sunt considerați că sunt ochii apotropaici, dar rolul lor era, în primul rând, rolul apotropaic. Este un model extrem de vechi, care apare în lumea celtică și, de asemenea, este întâlnit o perioadă și în Grecia preclasică. Observați, vă spuneam despre butonii decorați cu email. Deja în faza timpurie a coifurilor Weissenau, acest buton, cel puțin această exemplare excepțional păstrat, care din păcate este acum îngropat într-o colecție privată, a fost prezentat la o licitație și după aceea nu mai este accesibil pentru nimeni. Acest exemplar excepțional a fost găsit undeva la Austria, are butonii de la palamă decorați cu email roșu. Se poate observa
Am pus aici încă niște exemplare de coifuri Weissenau, dar de tipuri diferite decât tipul acesta pe care l-avem prezentat ca exponatul lunii. Sunt coifuri celebre deja publicate de o piesă de la Verghețiu, recuperată din apă, de aceea este într-o stare destul de proastă. Coiful de la Berzobis, care este actualmente la Muzeul Național din București și care a fost găsit în castrul legiunii, în anii 60, publicat în anii 70, și piesa de la Thielenhofen, care este ultima, cea mai târzie variantă de coif Weissenau din secolul al II-lea. După cum observați, toate aceste variante de coifuri, ca și cel prezentat de muzeul din Alba Iulia, au calota ranforsată. Da? Deci, soluția întăririi calotei coifului cu două bare a apărut, aceasta este teoria curentă, propusă de un cercetător britanic, a apărut ca urmare a conflictelor cu dacii, ca o metodă suplimentară de apărare împotriva loviturilor de falx. Următoare imagine. Observați că și acesta de față are aceste întărituri fixate cu nituri. Următoare imagine. Falxul, nu știu dacă ați văzut la episodele de reenactment, de regulă lucrează de sus în jos cu vârful activ, care poate perfora, de exemplu, dacă este mulmit de cine trebuie, cu forță, poate perfora destul de bine și scutul și așa mai departe. Și s-a spus că există mai două propuneri, fie că aceste întărituri au apărut după conflictele lui Domitian cu dacii, fie un pic mai târziu, după primul război dacoroman. Având în vedere că există câteva coifuri de pe linia Dunării, inclusiv cel de la Berzobis, dar mai sunt încă vreo câteva exemplare recuperate mai mult sau mai puțin legal în fosta Iugoslavie, la care barele suprapun decorul, ci perechea de ochi și se vede foarte clar că nu este o lucrare foarte, foarte de calitate. Deci este o improvizație, s-au pus niște bare rapid pentru întărirea calotei, s-a presupus și aceste coifuri sunt databile tipul domniei lui Domitian, s-a presupus că prima soluție de întărire a coifurilor deja existente în dotarea armatei romane cu bare a fost o soluție rapidă pentru a proteja soldații de loviturile, deci nu făcuseră până atunci față foarte bine aceste coifuri, se pare, loviturilor de fals. A? Deci deja la Domitian știm că sunt conflicte între daci și romani. E oarecum discutabilă această ipoteză, pentru că cel puțin coifurile din fosta Iugoslavie, din care o parte sunt recuperate, practic de poliție, nu sunt din zătături. Datarea lor este oarecum așa, din birou, există date arheologice foarte certe. E discutabil mai degrabă, dată fiind explozia de piese cu calota întâlnită, care se pot data la începutul secolului II, deci practic în timpul domniei lui Traian, mai degrabă această procedură se răspândește în armata romană în timpul domniei lui Traian, probabil ca efect al primelor campanii împotriva dacilor. Este foarte clar că această modă persistă. Există coifuri întărite în armata romană, cel puțin până la Hadrian. Se știe, de exemplu, că în timpul răscoalei iudeilor, ultimii mari răscoale a iudeilor, armata, legiunile care participă la năbușirea răscoalei în timpul lui Hadrian, în Iudeea, sunt dotate cu astfel de coifuri. Cea mai mare coifuri recuperate din care se pot asocia cu această școală din Iudeea sunt de asemenea ranforsate exact în același mod și sunt lucrări de foarte bună calitate, deci sunt bare solide, cu nituri foarte solide și e clar că sunt făcute în mod special așa, ca să reziste. Înapoi la imagine. După cum observați, poate că se observă și dacă vă uitați în interna la piesa originală, coiful acesta are o perforație în apropierea îmbrucișării barelor de întărire. Sigur, e foarte tentant să spunem că un fals a provocat această perforație. Am examinat-o cu foarte, foarte mare atenție, mărind foarte mult imaginea și examinând în detaliu felul în care arată bordura perforației, nu cred că este produsă de un fals. Pentru că un fals ar fi produs o perforație triunghiulară. Deci secțiunea unei lame de fals este triunghiulară. Nu ar fi produs o perforație rectangulară, este perfect rectangulară.
Perforații de acest gen pot produce, niciuna din armele dacilor nu produce, deci sulițele dacilor nu ar fi produs astfel de sulițe, nu au o secțiune, dacilor nu au o secțiune, nici lăcele, nu au o secțiune rectangulară, ci romboidală. Și atunci rămân în calcul două piese de armament care sunt de fapt umane în origine. E o piesă de catapultă, dar atunci secțiunea ar fi trebuit să fie mai degrabă pătrată. Iar dacă eliminăm și proiectilul de catapult, atunci rămâne dolabra. Următoarea imagine. Și următoarea. Aceasta este o dolabra. Aveți mai multe exemplare. Cele din stânga sunt din contexte romane, din castre romane. Cele din dreapta sunt de la grădiște. Grădiștea Munceului, de la Sanctus Vietruza Regia. Dolabra se găsesc în mediul Dacii, numai în munții Orăștiei. Nu sunt atestate deocamdată, eu n-am văzut publicate, poate fi undeva publicate, dar publicate sunt numai în munții Orăștiei și sunt destul de multe. Sigur că e discutabil că în unele situații, dacă aceste dolabra aparțin contextelor dinainte de cucerirea romană sau de după cucerirea romană, nu știți foarte bine că la Sanctus Vietruza Regia a staționat o perioadă după cucerire o legiune, sau chiar o legiune și ceva vexilație din alte legiuni. În orice caz, partea îngustă, vedeți că are două tăișuri dolabra, da? Unele din aceste dolabra au un tăiș lat și partea îngustă fie este un alt tăiș foarte îngust, fie este un vârf cu secțiunea rectangulară. O scurtă testare a secțiunilor acestor dolabra indică faptul că cel mai probabil perforația din casca de la Vinerea a fost provocată mai degrabă de o dolabră. Cum? Dolabra este legionarii și în general toți soldații romani au un echipament, este obligatoriu. Toți soldații au această dolabră, o folosesc, dacă uitați și pe reliefurile de pe columnă, sunt folosite pentru construcții, pentru curățarea drumului, pentru recoltarea de lemn, pentru săparea șanțurilor. Deci este o unealtă foarte versatilă, se poate folosi în foarte multe feluri și absolut toți soldații au această unealtă dotare. Se găsesc, sunt 10 în toate castrele. Ce s-a întâmplat? Deci o astfel de armă romană, care practic nu este o armă, este o unealtă, care poate fi transformată într-o armă. Este suficient de mare, după aceea că n-am pus o scalță. Deci este suficient de mare și de rezistentă ca să poată fi folosită ca armă. Bun, mai departe. Cum a ajuns aceste piese? Cum a ajuns acest coif? Și celelalte piese de echipament militar? Coiful este însoțit de o serie întreagă de piese de armament și echipament militar. Au ajuns acestea la Vinerea, dată fiind datarea propusă pentru acest coif, este clar că ele pot fi legate de activitatea militară romană în Dacia, din timpul sau de după, imediat după războaiele dacice. Trebuie să ținem cont de faptul în această perioadă, în zona județului actualmente a județului Alba și în general sudul și centrul Transilvaniei, există o prezență militară activă romană. Există o activitate de patrulare, de pacificare a zonei. Numărul pieselor descoperite la Vinerea nu este extraordinar de mare, deci nu putem să spunem că acestea sunt rezultatul unei bătălii de amploare. Nu putem lega de nicio bătălie de amploare. Numărul pieselor ridică mai degrabă o ambuscadă. Foarte probabil că este vorba de un grup mai mic sau mai mare de soldați care a picat rău. Au ajuns unde nu trebuie, când nu trebuie. Și au fost, cel puțin parte dintre ei, nu le-a fost mai bine în această ambuscadă și o parte dintre ei probabil au pierit. De ce au lăsat atacatorii piesele pe loc, este greu de spus. Putem să speculăm la nesfârșit de ce aceste piese au rămas pe loc. Cert este că ele sunt foarte probabil rezultatul unei ambuscade într-un loc oarecum aparent, cel puțin, dacă ne uităm pe hartă și ne uităm la dispoziția unităților militare și a drumurilor pe care romanii le construiesc în interiorul provincie, pare oarecum în afara rutelor principale. Dar trebuie să ținem cont de faptul că în această zonă, că foarte aproape de acest punct de descoperire, este cetatea dacică de la Fugir. Poate probabil că ați mai și fost pe acolo sau și știți, a fost o cetate dacică
importantă care a căzut, să folosim un termen modern de strategie militară modernă, a căzut la războaiele dacice, da? Conform materialului descoperit acolo. Cetatea a funcționat până la ultimele campanii ale romanilor și putem să presupunem că unități, vexilații de legiune, echipamentul respectiv, acest coif este foarte, foarte probabil partea unui echipament de legionar. Dar, în general, trupele legionare au acest gen de echipament și celelalte piese pe care le avem din acest ansamblu de artefacte recuperat indică tot o unitate, o vexilație, așa se numește, da? Deci un segment de trupă dintr-o legiune, nu știu care, pentru că în această perioadă în zonă sunt mai multe legiuni, nu doar la 13-a gemina, sunt și alte legiuni care au participat la campaniile lui Traian în Dacia. Deci o vexilație de acest gen, probabil că patrula zona și încerca să o pacifice. Existau și misiuni de cercetare și de control asupra populațiilor locale, pe lângă cetatea de la fugire, evident că existau mai multe așezări rurale ale populației dacice locale. Și evident că aceasta era o metodă tipică pentru romani, unde a controla zone cu ajutorul unor trupe foarte mobile, unor vexilații a trupelor auxiliare, dar și unor vexilații de legiune. Și așa că este foarte posibil să fi fost una din aceste misiuni care s-a sfârșit prost pentru romani, în sensul în care niște localnici neprietenoși au decis să își facă dreptate, cum au reușit ei să pună mâna pe unul. Ansamblul conține și câteva dolari, așa că poate că arma crimei pe acolo. E clar că acest ansamblu de piese poate fi mai degrabă legat de o astfel de misiune de control, pacificare a regiunii, în contextul în care romanii au pus capăt fortificații dacice de la Ugir, violent, foarte probabil, după cum arată datele arheologice. Și în acest mod au încercat să controleze pe cei care inițial fuseseră, să zicem, sub ușii liderului local. Mulțumesc!